Scandalul dintre Crin Antonescu și aripa Orban Tăricianu Chiliman ține prima pagina ziarelor în aceste zile. Replicile tăioase indică o situație extrem de tensionată la nivelul partidului. Liderul PNL a cerut excluderea lui Chiliman. Pentru a fi cât mai convingător, a dat un ultimatum liberalilor, ori el, ori Chiliman. Fie Congresul hotărăște sau socotește că toată conducerea Partidului Național Liberal în frunte cu mine a transformat un partid pro-occidental de 20 de ani într-un partid, cum, ex-sovietic și așa mai departe, și atunci evident că plec eu. Fie domnul Chiliman este un om care lovește în mod trădător în acest partid și atunci nu mai are domnia să ce căuta. În replică, primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, a declarat că nu va pleca din PNL, decât în cazul în care va fi exclus, pentru că Antonescu e trădătorul. Toate acțiunile lui Crin Antonescu din ultimele 7-8 luni au fost făcute pentru un scop personal, puterea, funcția de președinte. La conducerea PNL nu mai e un nivel de principii, ci unul de nivele personale. Așa cum el este în stare să distrugă democrația, așa sunt și ei gata să accepte anumite toane ale lui Antonescu. Vizat de Crin Antonescu este și fostul președinte al Partidului Național Liberal, Călin Popescu Tăricianu. Fostul premier a declarat că au fost câteva ocazii în care a fost umilit în PNL și de aceea își rezervă dreptul să reacționeze. Totul însă poate să meargă și totul pot să accept până la atitudinea unora dintre colegi care mă umilește. Acest lucru nu-l pot accepta. În tabăra adversă lui Crin Antonescu se află și Ludovic Orban, care face parte din nucleul dur al aripii de opoziție din PNL. Între aceștia și Antonescu au existat schimburi dure de replici, iar acesta i-a amenințat cu pedepse după finalul campaniei electorale.